Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei online desfășurate pe site-ul editurii Herald, Zilele Sănătății Mentale, în fiecare an, pe 10 octombrie, Ziua Internațională a Sănătății Mentale, prilej de creștere a gradului de conștientizare și educare la nivel internațional în privința sănătății mentale. Problemele de sănătate mentală sunt tulburări care afectează starea de spirit, dispoziția noastră, gândirea, reacțiile pe care le avem cu cei din jur, comportamentul. Aici putem include depresia, tulburările de anxietate, neliniștea, schizofrenia, tulburările de alimentație, de asemenea comportamentele compulsive sau adicțiile, comportamentele de dependență. Este alături de noi astăzi Petronela Rotar, scriitor, psihoterapeut în formare. Cartea pe care vă recomandăm astăzi, Trauma, 8 strategii de vindecare de Babette Rothschild, în colecția Psihopractica a editurii Herald. Aș începe discuția noastră legată de acest subiect cu următoarea întrebare. Cum putem defini un adult sănătos din punct de vedere psihic, din punct de vedere emoțional și cât de importantă este terapia în procesul acesta de, m-aș feri de cuvântul vindecare, dar mă gândesc la procesul de dezvoltare personală și felul în care reușim prin terapie să depășim anumite tipare relaționale, comportamentale cu care noi venim din copilărie, anumite traume. Chiar în urmă cu câteva zile circula pe rețelele de socializare o postare legată de, hai să-i spunem, celebrul, are oarecare notorietate, polițist Marian Godină, referitor la abuzurile care se petrec în școli. Dacă facem referire la bullying și să ne gândim că atunci când venim cu niște tipare, cu niște pattern-uri relaționale în relațiile noastre, indiferent că vorbim de relațiile cu copiii noștri, relațiile cu părinții, cu colegii la servici sau cu partenerul de cuplu, ne gândim că de fapt am avut parte probabil de abuzuri de limbaj, de abuzuri emoționale în copilărie, de gândirea aceasta critică, poate din partea părinților sau unor profesori. Lucrurile astea sunt cred că, sunt extrem de importante și cumva aș lasa amprenta asupra personalității noastre. Bine te-am găsit, Sorin. În primul rând, eu nu m-aș feri de cuvântul vindecare. Mie, personal, îmi vine mai degrabă să mă feresc de sintagma dezvoltare personală, pentru că, cum spunea și Alain de Botton, a devenit cenușăreasa, până la urmă, a literaturii de specialitate, pentru că oamenii au ajuns chiar să batjocorească, să ia în de râdere sintagma asta, fiindcă e folosită, probabil, prea des și în contexte nepotrivite. Deși ea pornește de la ideea că ai capacitatea de a te dezvolta, de a te extinde cumva în plan personal, de a deveni mai mult decât ești. Și nu m-aș feri de cuvântul vindecare, pentru că, până la urmă, mie mi se pare că ăsta este un deziderat conștient sau inconștient al fiecărui individ. Să ajungă să-și vindece la un moment dat rănile pe care i le-au făcut oamenii cu care a fost în relație de când era mic. Acum, sigur că e foarte greu de spus și probabil că în următoarea sută de ani oamenii nu vor reuși lucrul ăsta. Dacă ne putem vindeca cu adevărat și complet, mai ales de traumele profunde, majore, care ni s-au întâmplat în copilărie. Acum, eu tind să cred că nu ne putem vindeca niciodată. Și când spun asta, mă refer la faptul că speranța oamenilor atunci când intră în terapie este că vor ajunge acolo, vor primi niște sfaturi magice, niște poțiuni magice, niște pastile magice, niște formule magice care îi vor ajuta ca într-un timp foarte, foarte scurt să devină ce ar fi putut fi dacă toate lucrurile alea nu li s-ar fi întâmplat. Și atunci e foarte important să spunem că asta nu se va întâmpla niciodată. Niciodată nu vom putea
deveni, oamenii care am fi fost, dacă niște lucruri îngrozitoare nu, sau mai puțin îngrozitoare, dar repetate și pe care noi le-am simțit dintr-o perspectivă foarte sensibilă, nu ni s-ar fi întâmplat. Asta la asta nu vom ajunge niciodată. 100% mie place să fac o comparație cu 100% cu un bonsai, care nu, ca să ajungă bonsai, e chinuit, e legat în anumite feluri. Nu va mai crește niciodată, chiar dacă, ca un copac, așa cum ar fi fost dacă nu ar fi fost traumatizat ca să ajungă bonsai. Însă poate ajunge un bonsai foarte, foarte frumos, care să facă foarte multă plăcere privitorului și celui care îl îngrijește. Și cred că așa suntem și noi. Vindecându-ne traumele, vindecându-ne problemele, tiparele disfuncționale, ajungem să fim nu cine am fi fost dacă nu le-am fi avut, ci niște oameni care își asumă și își integrează aceste experiențe și ajung să facă din ele ceva uneori chiar extraordinar. Adică dacă ne uităm în istoria științei, literaturii, psihoterapiei, vedem o grămadă de oameni care vin din trecuturi foarte complicate în lucruri absolut extraordinare, care sunt foarte importante pentru umanitate până la urmă. Și atunci, când mergem în terapie, e important să ținem minte asta, că în primul rând că nu se întâmplă nimic peste noapte, așa cum am trăit 20, 30, 40, 50 de ani într-o viață adâncindu-ne până la urmă aceste probleme. Ele nu se vor rezolva după ce le-am dus după noi zeci de ani în câteva sesiuni. E important să știm că e nevoie de efort din partea noastră, efort conștient, de lucru conștient, că vom trece prin durere, însă de data asta vom trece prin durere din perspectiva unui om care a depășit deja lucrurile grele care i s-au întâmplat când era mult mai fragil, mai vulnerabil. De obicei, majoritatea lucrurilor care ne rănesc se întâmplă în perioada în care creștem. Și atunci, dacă și atunci să le supraviețuim, să fim acolo și să ne susținem pe noi când eram mici. Dar din această perspectivă matură schimba în foarte bine. Și când spun cu adevărat, vorbesc, mă refer la oameni care avem asta, însă el nu se va întâmpla de la sine și nu îl va face terapeutul. Tot noi trebuie să lucrăm, tot noi trebuie să facem. Știu, e nedrept. Pare așa, ok, bun, am suferit până acum și acum trebuie să mai sufăr încă o bucată ca să fiu bine. Însă, din păcate, nu există shortcut-uri, nu există căi ușoare, căi rapide, căi magice prin care să rezolvăm lucrurile astea. Și vindecarea într-o măsură mare, suficientă cât să ne ajute să trăim vieți fericite, vieți împlinite, în care să ne raportăm cu bucurie la existență, este foarte posibilă. Crezi că și societatea sau contextul sociocultural în care am copilărit își pune amprenta asupra sănătății mentale a unui individ? Și aici mă refer, dacă stăm să ne gândim, de exemplu, pomeneam puțin mai devreme de bullying și de abuzurile pe care de altfel și noi, generația, hai să-i spunem, 40 plus, le-am suportat în școală. Mă refer la abuzuri fizice, la abuzuri emoționale, la etichetări. Probabil că de același lucru am avut parte și acasă, cu părinții noștri, când vorbim despre violența domestică. Părinți abuzatori, părinți, mă refer aici mai ales la tați, la tătici, foarte autoritari, la mame hiperprotectoare. Ăsta este un model parental și este regăsit cu precădere în anii, să spunem, 60, 70, 80.
Acum, ajungând în extrema cealaltă, și mă refer la parentaj, când sunt foarte mulți părinți care își lasă copiii să facă aproape orice, nepunând niște limite, niște granițe sănătoase ferme, pe ideea nu vreau să traumatizez copilul. Adică dacă eu am fost traumatizat în copilărie de părinții mei și uite, acum mă duc la terapie ca să reușesc să devin un om normal, funcțional, n-aș vrea să fac același lucru cu copiii mei. Și sunt părinți care devin, din păcate, excesiv de permisivi. Da, sigur că amprenta socioculturală e foarte, foarte importantă. Asta este un lucru pe care îl vezi în momentul în care călătorești mult și îți dai seama și de diferențele de percepție și de fel, dar și de lucrurile care ne sunt comune nouă oamenilor, pentru că până la urmă suntem făcuți din aceeași plămadă. Eu cred că aceste extreme care au apărut în parentaj în România au mare legătură, în primul rând, cu moșterirea asta. Sigur, tot facem vorbire despre ea, dar este adevărată, cu moșterirea asta de 50 de ani de comunism prin care am trecut și cu lipsa igienei emoționale și educației emoționale a poporului român. Pentru că, până la urmă, acest model pe care recunosc că am fost tentată să-l adopt și eu și în vremea în care copiii mei erau mici și nu exista deloc literatură de specialitate, nu exista deloc educație pe partea asta, am fost tentată, na, copiii mei sunt foarte mari acum, adulți amândoi, am fost tentată și eu să fac lucrul ăsta, pentru că eu am fost foarte rănită în relația cu părinții mei, am avut tendința să le permit prea multe lucruri, să am grijă nu cumva să fie traumatizați, nu cumva să fie răniți. Și asta vine ca o supracompensare pentru copilările noastre extrem de abuzive, de nefericite. Și vine, repet, din lipsa educației emoționale și a propriei igiene emoționale a noastră, a părinților. Pentru că, până la urmă, când ai trăit ca copil mic într-o atmosferă atât de pustia afectiv, cum am trăit noi. Părinții noștri aveau grijă să aibă ce să ne dea de mâncare și să nu pățim ceva. Și cam acolo se oprea, până la urmă, dovada a afecțiunii lor. Nevoile de Existau, bază. nu, niște zicători. Da, și existau niște zicători în vremea în care am crescut noi. Să-ți pup copilul doar în somn, să nu știe că-l iubești. Și toată gama de zicători care vin cu acceptarea violenței față de copii, da? Unde dă mama crește, copiii trebuie bătuți ca să fie cuminți, bătaie ruptă din rai și așa mai Bătaie ruptă departe. din rai, exact Și la asta atunci, mă gândeam. da, și atunci e normal că dacă noi am crescut în deșerturile astea afective, să simțim nevoia să supracompensăm, să venim cu un exces de iubire, de afectivitate, de permisivitate față de copiii noștri. E un mecanism de autoreglare până la urmă și e foarte mare nevoie să înțelegem că nici așa nu e bine. Că nu le facem un serviciu copiilor noștri dacă nu știm să le punem limite și că trebuie să găsim, în primul rând, un echilibru noi cu noi, intern. Un echilibru care să ne permită să fim, pe de-o parte, foarte blânzi și afectuoși cu copiii noștri, dar în același timp ferm. Să putem pune limite, să știm să spunem nu și să facem toate lucrurile astea fiind conștienți că facem ce e mai bine pentru copiii noștri, că de asta au nevoie ca să crească sănătoși și echilibrați. Mă întrebai și am omis l-am întrebat mai devreme, ce înseamnă un adult echilibrat? Noi nu suntem, majoritatea dintre noi, adulții 30 plus, 40 plus, niște oameni echilibrați și reușim să ajungem doar dacă petrecem mult timp și cheltuim mulți bani în terapie. Un adult echilibrat este un adult rezilient, un adult care știe care sunt puterile lui, care sunt slăbiciunile lui, care se poate autoevalua în mod corect, care se cunoaște pe sine. Și accentuez asta pentru că noi trăim într-o foarte mare iluzie, autoiluzie. Ne spunem despre noi lucruri care sunt în cea mai mare măsură neadevăruri,
ne place să ne credem mai buni sau mai răi decât suntem. Sunt foarte puțini adulți care chiar știu cu adevărat cine sunt, pentru că să te cunoști pe tine este o muncă complicată din punct de vedere emoțional și grea. Înseamnă să dai jos toate măștile și să te uiți la tine pe bune, să vezi acolo și părțile tale bune, dar și pe cele rele, că nimeni nu e fundamental bun sau fundamental rău, toți suntem un mix de multe, de multe lucruri și bune și rele, și să avem curajul să ne uităm la ele și să înțelegem după aceea, pe de-o parte să le vindecăm pe cele, pe cele care nu ne plac la noi și să le transformăm în lucruri mai, mai dezirabile, și pe de altă parte să vedem și care sunt puterile noastre, care sunt calitățile noastre, care sunt resursele noastre foarte importante, care ne-au ajutat să ajungem până la urmă în punctul ăsta al existenței noastre. Vroiam să mai completez la cele și spuse. Datoria. Spune. Datoria noastră de adulți, părinți, este să creștem copiii care au toate aceste valori și care se pot evalua pe ei înșiși, care nu trăiesc nici într-o critică exagerată față de sine și nici într-un narcisism din ăsta exacerbat. E treaba noastră să facem asta. Dacă copiii noștri nu sunt bine cu ei, nu este vina lor. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Noi suntem adulți, ei sunt copii și noi suntem cei care trebuie să facă lucrurile în așa fel încât ele să fie copiii noștri să crească sănătos. Să crească niște adulți care nu vor avea nevoie de terapie. De altfel există și sintagma copii fericiți, părinți fericiți sau părinți fericiți, copii fericiți. Părinți fericiți. Și vreau să completez. De acolo pornim. Exact. Și vreau să completez la cele spuse de tine puțin mai devreme, la acea enumerare și o toleranță echilibrată la frustrare. Pentru că e posibil să cădem cumva în cele două extreme, o toleranță foarte scăzută la frustrare, apropo de copii răsfățați, mitul copilului răsfățat, o altă carte superbă a lui Alfie Kohn, sau acei copii care au avut sentimentul toată copilăria că li se cuvine tot, că li se poate permite tot, iar la polul opus copiii care au fost, să spunem, etichetați și criticați, ce vorbeam puțin mai devreme, tu nu ești bun de nimic, tu nu ești în stare de nimic. Și comparați cu alții. Exact, comparația, da, judecata și faptul că se perpetuează aceste tipare comportamentale disfuncționale de care pomeneai tu mai devreme, părinții noștri și mai ales mamele noastre submisive, în sensul că lasă mamă că trebuie să suporți, da? Suportă că vine tatăl sau soțul vine băut acasă sau își bate copiii sau țipă, insultă, înjură, jignește și așa mai departe. Și sunt într-adevăr două extreme foarte păgubase. Consider că acum avem acest privilegiu, în ultimii 20 de ani, să spunem 15-20 de ani, privilegiu de a avea cărți de specialitate în domeniul relațiilor de cuplu, în zona parentajului, în zona psihoterapiei și că ne putem informa pe lângă tot felul de seminarii, workshop-uri, conferințe, orele de psihoterapie care ne ajută cumva să depășim aceste tipare. Așa e un lucru extraordinar pe care cine a făcut copii mai devreme de acum 20 de ani nu l-a avut la îndemână. Eu mi-aduc aminte că am crescut-o pe fica mea cea mică și în primii ani am avut la îndemână doar o carte care se numea Mama și copilul și care te învăța cum să înfășezi copilul și cum să-l aluptezi. În niciun caz nu se pomenea nimic despre felul în care trebuie să te raportezi emoțional la copilul tău. Și mulți ani după, lucrurile astea au fost, poate se găseau la secțiunile dedicate de prin librării, dar nu știai să duci să le cauți pentru că nu vorbea nimeni despre ele. Eu zic că tu ai dat o perioadă mult prea laxă de timp. Eu cred că cam de 10 ani avem cu adevărat acces și se vorbește cu adevărat despre lucrurile astea și în spațiul public suficient de mult încât să ne facă curioși, să ne
să ne facă să ne pun niște întrebări, să ne facă să ne dorim să punem mâna pe o carte de felul ăsta și să vedem, ok, nu suntem atotoștiutori, știutori, nu suntem părinții perfecți, nu suntem adulții care credeam că suntem și e bine să ne punem întrebări și să mai studiem un pic, să vedem ce spun specialiștii despre lucrurile astea. Pentru că noi, din păcate, avem această tară și acest păcat al autosuficienței. Avem senzația că nimeni nu ne poate spune nouă mai bine cum să ne creștem copiii, cum să ne ducem relațiile, cine știe mai bine decât tine, nu, și cum să-ți, tratezi copilul. Da. Nu e chiar așa. Trebuie să avem deschiderea, să ne dăm seama că suntem ignoranți pe multe paliere. Și că, oricum, până la urmă, și dintr-o simplă curiozitate, care până la urmă e o calitate născută a omului, sau ar trebui să fie, să ne trimită într-o bibliotecă, într-o librărie online, unde să punem în coș niște cărți care să ne ajute să ne punem niște întrebări corecte. Dacă nu ne ducem la terapie, măcar atât. Mi-au deschis ochii, minții, foarte multe cărți pe care le-am citit înainte și în perioada în care am fost în terapie și la rândul meu recomand în continuu cărți de psihologie, nu doar de literatură, pentru că mi se pare foarte, foarte important să citim cărți care ne-ar putea deschide un ochi interior în noi înșine. Repet, să ne ajută să ne punem întrebările corecte. Pentru că, de multe ori, diferența între conștientizare și a trăi în inconștient este o întrebare pusă corect. În această carte, pomenită puțin mai devreme, recomandată Babette Rothschild, Trauma 8 strategii de vindecare, autoarea prezintă aceste strategii pe care le putem folosi și aș vrea foarte, foarte pe scurt să le enumăr, pe care le putem folosi împreună cu orice altă carte de psihoterapie sau, eu știu, program de recuperare pentru a ne potența vindecarea traumelor, folosind tehnici de mindfulness, conștientizând faptul că am supraviețuit traumei, stabilind dacă dorim sau dacă avem nevoie să ne amintim trauma, iarăși un lucru foarte important, stoparea flashback-urilor, să ne iertăm limitările și să împărtășim rușinea simțită, să ne găsim cumva propriul ritm de recuperare, ni să fie unul pe fast forward foarte repede, exact cum pomeneai tu puțin mai devreme. Folosim, bineînțeles, și mișcarea și exercițiile fizice și ușurându-ne cumva toată această situație, să-i spunem, povară, încercând să îi ajutăm pe alții. Dragii noștri, a fost alături de noi Petronela Rotar, scriitoare, psihoterapeut în formare, recomandarea de carte de astăzi, Trauma 8 strategii de vindecare, de Babette Rothschild, în cadrul campaniei Zilele Sănătății Mentale. Mulțumim foarte mult, Petronela! Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!